Principalul loc de agrement al ploieștenilor, Parcul Constantin Stere, are planuri mari de viitor. La Bucov ar putea fi construit în următorii ani un planetarium, atracție cerută intens de vizitatori. Din păcate nu avem un planetarium, dar poate în următorii ani vom reuși să amenajăm așa ceva. Ne lipsește și toată lumea întreabă. Ați făcut vreun pas pentru asta? Adică am făcut demersuri, da. Suntem subordonați primăriei Ploiești, am făcut demersuri, mai avem probabil puțin de așteptat. Este vorba de finanțări. Lipsa banilor, lipsa banilor, într-adevăr, este o problemă. Dar poate se uită cineva la noi și sponsorizează acest proiect. Parcul Memorial Constantin Stere reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de zeci de mii de persoane în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment. Principala atracție a parcului este momentan grădina zoologică. Zoo Ploiești a fost înființată în urmă cu peste 30 de ani și ocupă în prezent 16 hectare din cele peste 100 ale parcului.